Domnul Cătălin Pârvulescu are mai multe supărări legate de terenul pe care îl are dânsul aici, mai exact 25 de ani, în sensul că cei de la unitatea minieră nu au respectat termenii, au intrat abuziv pe terenul dânsului și, după cum puteți vedea, chiar aici lângă noi au apărut crăpături destul de serioase în teren. Iată una dintre ele și tot terenul este așa. O situație destul de dificilă. Din păcate, omul nu a ajuns la o înțelegere cu cei de la unitatea minieră, care nu i-a oferit decât 3 lei. Cătălin Pârvulescu, proprietarul unui teren în comuna Urdar, se plânge de modul în care exploatarea minieră intră în forță pe terenurile oamenilor. Bărbatul spune că a făcut nenumărate adrese și sesizări, dar din păcate nu se întâmplă nimic. Domnul director Braia a dat ordin să se escaveze această insulă, după cum se vede. Aici este pământul dumneavoastră. Da, este pământul meu, suntem proprietari cu acte în regulă, avem și schiță cadastrală. Avem, teren aveți? Trebuia să avem 25 de arii, teren moștenesc, dar la repunerea în posesie avem decât 21 de arii 60. Și ce s-a întâmplat mai exact? Au intrat cu utilajele pe terenul dumneavoastră? Care e nemulțumirea? Da, au intrat cu excavatorul abuziv, deși am și o hotărâre judecătorească, dar totuși domnul director Braia a refuzat să ia la cunoștință faptul că suntem proprietari. Bărbatul susține că degeaba a fost în audiență la directorul carierei, deoarece nu îi se oferă mai mult de 3 lei pe metrul pătrat, iar în zonă s-a vândut și cu 3 euro. Da, mie mi s-a oferit de către MC Peșteana, deprinderea minieră Peșteana, 3 lei pe metrul pătrat, deși terenul, spunând că așa se vinde terenul în zonă, da. Dar nu este adevărat. Faptul că terenul în zona Urdari, se vinde cu 5 euro metrul pătrat. Deci dumneavoastră cam atâta doriți, 5 euro pe metru pătrat, sau cât doriți? Nu doresc, atât vreau să spun că atâta să vinde terenul în zonă. Chiar șeful de la achiziții, domnul Cheroiu, a vândut un teren la primăria Urdari cu 5 euro metru pătrat. Ori tot el nouă ne dă 3 lei pe metru pătrat. Pe unde dracu s-a mai pomenit așa ceva? Deci el dă cât poate de mult, dar nouă ne dă cât poate de puțin. Supărare mare și pe Mirela Țipluică, deoarece acum odată afectat terenul, nu mai poate să pună porumb și grâu. Da, pe SJ. Nu, în partea anulantă, pe SJ, uite, unde este excavatorul ăla. Circa un metru jumate, doi. Da. Și aveți și terenul afectat? Adică sunt crăpături, au apărut crăpături? Da. A intrat și a luat și la bunar acolo, că avem un bunar pe teren. Și acolo a intrat și l-a luat. Dar dumneavoastră nu mai puteți munci pământul ăsta? Nu, normal că nu mai muncim, nici aici la Runca Mare, dar nici pe SJ nu mai puteți să nu mai muncim. Și mai punea și dumneavoastră porumb, grâu, mai avea și înainte, cu anii porumb, da, avem. Deci acum aveți de suferit la capitolul acesta.